Un cercetător în domeniul siguranței OpenAI trage un semnal de alarmă cu privire la perspectiva sumbră despre inteligența artificială, care ar putea aduce în cele din urmă sfârșitul umanității. Cred că poate există o șansă de 10-20% de preluare a AI cu mulți sau majoritatea oamenilor morți. Când a discutat despre posibilitatea apocalipsei, Cristiano a spus că, spre deosebire de Eliezer, care a strigat de pe acoperișuri despre un scenariu Terminator alimentat de AI, el crede că sfârșitul nostru din cauza AI va veni mai treptat. Am tendința de a-mi imagina ceva mai degrabă ca o tranziție de un an de la sistemele AI, care sunt o problemă destul de mare, la fel de accelerarea schimbării urmată de o accelerare ulterioară, a spus el în podcast. Noua organizație non-profit a fostului membru al echipei de siguranță OpenAI se bazează pe conceptul de aliniere AI pe care Cristiano l-a definit în linii mari încă din 2018, ca având motivele mașinilor aliniate cu cele ale oamenilor. În timp ce OpenAI susține că țintește ca inteligența generală artificială să fie aliniată cu valorile umane și să urmeze intenția umană, doar conceptul de AGI în sine este suficient pentru a oferi cercetătorilor precum Cristiano acest fel de gânduri. Mai degrabă decât AI să iasă din senin și să omoare pe toată lumea, Cristiano a spus că cel mai probabil mod în care murim presupune că toată activitatea desfășurată în viața de zi cu zi să ne unească pentru a ne ucide. Dacă dintr-un motiv oarecare, Doamne ferește, toate aceste sisteme AI ar încerca să ne omoare, ne-ar ucide cu siguranță, a mai spus acesta. Una peste alta, acest tip de afirmație nu inspiră exact încredere, relatează Playtech.ro.